Am fost în fonotecă, am fost în arhiva radioului și doamna de acolo, pentru că a văzut cât de fericită eram că sunt acolo, mi-a spus să închide ochii și întinde palmele. Și am ținut palmele așa și ce crezi că mi-a așezat în... Era o foiță așa de pergament pe care era scrisul lui Tudor Arghezi, care mulțumea în acel bilet titelei Hache, doamnei, tant radio îi se spunea, care inventase o emisiune pentru copii și le spunea povești seara. Și îi mulțumea și îi spunea că vă mulțumesc pentru că singura dată când, singura oră din zi în care copiii mei, Mițura și Baruțu, sunt cu minți, sunt ora aceea în care dumneavoastră spuneți povești. Cât de mult conta să spui povești, să lași imaginația copiilor să facă ceea ce are ea de făcut.